Doamnă și domnilor, bună seara! Revenim la o ședință ordinară Consiliul Local, probabil ultima pe anul 2019. Dacă nu se întâmplă nimic extraordinar până la sfârșitul anului, dar din experiența pe care o avem, nu cred că se va mai întâmpla. În primul rând, o să vă rog să faceți propunere pentru alegerea unui președinte de ședință. Da, vă rog, domnul Slăbădici, altă propunere? Sunteți de acord? Da. Domnul Slăbădici, domnul președinte, dați loc. Să nu uiți. Da, vă rog să faceți. Bună ziua! Dăm citire dispoziției numărul 216 din 13 decembrie 2019. Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Crașii, în data de 18 decembrie 2019, începând de la 16. Primarul Comunii Mănăstirea Crașii, în județul Bacău, având în vedere adresa numărului 1851 din 1-13-2019, înregistrată la noi sub numărul 6377 din 2-13-2019, primită de la SC Compania de Utilități Publice Trigovna S.A., prin care ne solicită prelungirea contractului de închiriere pentru autobunoiera Bacău 06 DAO pentru un an, respectiv pentru anul 2020. Cererea numărul 6562 din 11-12-2019, primită de la domnul Hărțan Ionel din Onești, prin care solicită aprobarea contractului de cesiune pentru lotul S321, situat în satul Scutaru, domnului Brebine Silviu. În temeiul prevederilor articolului 196, numărul litera B, din OUG 97/2019, privind codul administrativ, dispun. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Crașii, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru data de 18 decembrie 2019, începând cu ora 16, la sala de ședințe de la primărie, având ca proiecte pe ordinea de zi următoarele. 1. Alegerea procedurilor de ședință pentru următoarele 3 luni. 2. Rectificare bugetară. 3. Aprobarea planului de interes local pentru anul 2020, la care vor participa persoane care vor presta muncă în folosul comunității. Aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2020, la care vor participa persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform legii 416/2001. 5. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a autobunoierii SC Compania de Utilități Publice Târgoviște S.A. pentru anul 2020. 6. Aprobarea cesiunii lotului S321 situat în satul Scutaru, domnului Brebine Silviu. 7. Proiect de hotărâre privind înființarea prin reorganizare, organigrama și numărul de personal al serviciului SBSU de tip V1 a Comunei Mănăstirea Crașii. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișarul de la primărie și pe pagina de internet a instituției și va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău în termen legal. Ședința este publică. Aviz de legalitate. La prima dată supunem la vot procesul de parte la ședința anterioară. Cine este pentru? Și supunem la vot și ordinea de zi. Da. Punctul 1 s-a rezumat. Punctul 2. La punctul 2 să vă expun eu când discuție este vorba. În primul rând, la toată cunoștință, pentru că am primit de la Direcția Finanțelor Publice suma de 44.000 de lei ca și echilibrare a bugetului local, suma de echilibrare a bugetului local. Iar noi avem niște cheltuieli pe care dumneavoastră le știți și pe care le-am supus atenției dumneavoastră în fiecare an.
Este vorba de sumele, anul acesta este vorba de suma de 7500 pentru cadouri copii, 5400 artificii, jocuri de artificii, focuri de artificii și 5500 de lei premiere pentru 11 dosare care sunt la 50 de ani de căsnicie. Avem și o listă. Da. Și urători. Și urători 5000, da. Era și o listă pe dosare. Și câte de ani 5000? Câte 500 de lei? 500 de lei de fiecare dosar. 500 de lei, da. Și lista cuprinzând familiile care au împlinit și care au depus, bineînțeles, cerere cu dosarul. Au împlinit 50 de ani de căsătorie. Dragomir Ioan și Maria, Deleu Gheorghe și Petruța, Mocanu Ioan și Maria, Bârgău Ilie și Vergina, Poancă Costică și Maria, Mocanu Neculai și Ana, fostul primar, Mircea Neculai și Maria, Simionescu Ioan și Ana, Sturzu Mircea și Anica, Iordache Gheorghe și Maria, Mircea Gheorghe și Maria. Acestea sunt cât sunt de toți? 11. Dați seama că la un moment dat aveam în jur de 20 dosare, în acesta sunt doar 11. Diferența de 20.000 de lei se duc către lucrări cadastrale. Am lucrat, am avut în ultimul timp o echipă de cadastrat drumuri, pe drumuri am lucrat în general, pentru că lucrăm la registrul electronic al străzilor și totodată facem și cadastrul drumurilor. Cu ce fel? Cu Eurocad. Din Macau? Eurocad din Onești, nu, din Onești. Da. Și sunt 20.000 se duc acolo, prin ce vă spuneam. Și asta este suma de 44.000 de lei pe care am primit-o. Aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că la acest moment închidem anul, o să vă închidem câteva zile, este clar, până când trezoreria ne va da va da semnalul de închidere, însă, la acest moment, nu înregistrăm datorii, nu înregistrăm credite neacoperite și așa mai departe, da? Adică, nu, știți foarte bine că nu avem împrumuturi, închidem anul 2019, aș spune eu, din punct de vedere financiar, destul de bine, o să mai facem o analiză atunci când o să facem execuția bugetară, cu siguranță va fi anul viitor la când vom dezbate bugetul, dar per general vă spun că ca și ordonator, ca și comentator al principalei funcții pe care o îndeplinește primarul, ordonator principal de credite, stăm destul de bine la capitolul ăsta. Celelalte lucruri le mai așezăm, o să vedem ce se va prezenta. O să vedem exact cu cât, chiar și suma din fondul de rulament, o să vedem la execuția bugetară la sfârșitul anului. Mă rog, lucrurile sunt destul de bunișoare, cu toate că suntem în pragul unui an 2020, care nu s-a arată din punct de vedere financiar foarte, foarte bun. Ce obțin așa vedem la asta. Dar, mă rog, ăsta este materialul vis-a-vis de rectificarea bugetară. Comentarii. Pe marge. Domnul Dărău. Am reținut că stăm bine cu cheltuielile, numai că la nivel de comună stăm prost cu lucrurile efectuate. Și mă refer la faptul că nu avem trotuare, nu s-a terminat și nu știu când ne-am văzut. Dacă vreți, haideți să lăsăm la diversii. Dacă sunteți pe... Păi da, că e vorba de cheltuiel, domnule. Nu, e vorba de rectificarea bugetară. Dacă ăștia 44, din vreo ăștia 44. Ăștia 44, n-am nimic. Păi da, asta e. Să punem la vor, cine este pentru? Toți. Întotdeauna. Trecem la punctul 3, aprobarea planului de interes local pentru anul 2020, la care vor participa persoane care vor presta muncă în folosul comunității.
Peste 500 de. După cum știți, anual trebuie să aprobăm planul de lucrări de interes local pentru anul următor. Păi comasăm atunci pe 24. Da, dar oricum o să fie... Nu, sunt hotărâri diferite pentru că e vorba de... Plan, și e același plan? Nu, sunt diferite, cu toate că ele, pe anumite puncte, vorbesc ca și lucrări să suprapun. Dar este vorba de persoane diferite și chiar dacă participă la aceeași lucrare. Planul de interes local pe anul 2020, care vor participa persoane care vor presta muncă în folosul comunității, este următorul. Ca și denumirea lucrării, avem denumit decolmatarea șanțurilor, salubrizarea zonelor neconformă, întreținerea zonei la drumul județean în zona Zidăriei, Gheoena, Părul Brisaca, Părul Sărățel, zona Scutarul și zona Țarna, situată între Mănăstirea Cașins și Satul Mătești. Salubrizarea malurilor râului Cașin și praielor aferente, lucrări cu munca necalificată la refacerea de apărători, maluri și drumuri, dezăpeziri în zona de alei, zona podurilor și podețelor și zgurat drumuri comunale. Întreținere spații verzi aparținând domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașin și o altă activitate, tăiat, despicat, încărcat, descărcat, așezat în autobasculantă sau în magazie lemne de foc. Aici nu difer chiar deloc ca și lucrări față de anul trecut. Ca și persoane la ajutor, la muncă în folos comunității, cred că în evidență sunt în jur de 6 persoane care avem un grafic pe care toată lumea îl respectă. Nu, nu avem un flux mare de muncitori. Așa, și de aceea vă spunem că unele lucrări o să le regăsim și în lucrările care o să le prestăm și cu cei în muncă în folosul comunității, pentru că ei o să lucreze împreună cu cei de la ajutor social, pentru că nu putem face o echipă separată și nici nu are cine urmări. Bun, concret. Că până la urmă cred că toată lumea este interesat de concret. Persoana care este supusă munce folos comunități. Vine la primărie, vine la primărie, îi vine toată documentația prin probațiunii Bacău. Serviciul probațiunii Bacău, așa. El se prezinte la primărie. Ia întâi act de... Prin hotărâri, el are un anumit număr de ore pe care trebuie să în folosul comunității. Primele ore se face instructajul de protecția muncii. De protecția muncii o perioadă prevăzută de lege, ore. 4 ore ISU, 4 ore... 8 ore. 8 ore. Ca la început. După care îi se dă... După care împreună stabilim un program de lucru. Știți câte persoane avem în cazul ăsta? 6 persoane. Da, acum în lucru. Mai prinde la au fost care au încheiat lucrarea, au fost ei, au de obicei 2 ani de zile termen de a executa, iar de când încep munca efectivă, doar un an de zile se pot programa cu ore. Într-un an el trebuie să-și facă obligația... 80 de ore și cel mai mult am avut 150 de ore. Am avut 150 de ore. Deci e nici de ore asta? Nu. Dar în folosul cui? În folosul cui? În folosul cui? Lista asta, în fiecare an a fost... Ce anume? Nu vreți neapărat să vă citească lista persoanelor? Vedeți că sunt probleme sensibile aici. Până la probe,
Am trecut din mână. În aproape concrete. În aproape concrete. E numai așa, e politic, am înțeles. Eu nu cred să joacă cineva cu chestiuni de astea când se răcoase. Domnul Vice, dați-mi primul citire la lista asta. Nu pot să vă dau acum. Nu pot să vă dau acum. Dar sunt informații personalizate. Dacă vreți să vedeți așa, lista o luați de la domnul Vici, cum vă servește el. Păi dacă o iau de la domnul Vici, de ce nu să știi? Da, nu se poate face public domnul Veloi. Sunt informații cu caracter personal. Sunt informații cu caracter personal. Noi nu avem voie să facem public persoana condamnată. Da? Deci nu ai voie să faci. Deci noi ne pune să aprobăm această... Nu, aprobați. Este aprobat un plan, nu aprobați pentru persoană. Și noi aprobați un plan de lucrări. Nu aprobați pentru persoană. Deci imagini persoanei dacă îi fac. Absolut. Deci... Dar astea trebuie să fie și absolut. Nu am dreptate. Eu v-am spus. Deci ei... Persoana respectivă are o fișă de pontaj la încheierea activității. Îi se dă din nou o caracterizare așa în mare, ca să știți. Iar îi se comunică situația financiară, dacă are datorii, dacă nu are datorii. Da, lucrurile sunt un pic mai complexe. Da. Cum era munca... Se prinde, îți dă o amendă penală, îți dă și muncă în fostul comunității, tu... Depinde de majoritatea. Da, sunt în general, sunt referitor pe legea circulației pe drumul de copil. Exact. În general, sunt venite de asta. Pentru consum de alcool, nu și în general pentru consum de alcool. Măi, da. Și lista de lucrări nu este aceeași ca și la 416? Ba, nu, la 416 este un pic mai complex. Mai diferă. Este mai special. Ea poate fi special, dacă dumneavoastră considerați că mai trebuie puse, nu e niciun fel de problemă de asta și... Să faci echipă în ministerial, poți să-l faci pe niște. Aștept de ce-ți fac echipă în ministerial. Să nu poți distingi, deci pe la tot șosea. Da. Acum, dacă vreți, eu dau citire și în liste cu cei de la ajutor social și le votăm la pachet. Da, ca să se... Da. Plan de măsuri de interes local pentru anul 2020, la care vor participa persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform legii 416-2001, republicată. 1. Decolmatarea șanțurilor, salubrizarea zonelor neconforme, întreținerea zonei la drumul județean, zona zidăriei, care s-a regăsit. 2. Salubrizarea malurilor râului Cașin și Turaiilor aferente și a platformelor de deșeuri selective. 3. Salubrizarea zonelor, spațiilor verzi din zona de siguranță a drumurilor comunale și sătești. 4. Salubrizarea zonelor unde se depozitează deșeuri neconforme în mod accidental sau la fostele gropi de gunoi, râul Rușilor, Bălăceanu, Badan, Bătrân, Următorul, Zidării, Răcești. Lucrări cu munca necalificată la refacerea de aparatori, colectare, piatră, râu, executare, fascine, cojit, lemn, întreținere, drumuri comunale. Întreținere spații verzi aparținând domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașa. Întreținere drumuri comunale asfaltate, pietruite și din pământ. Dezăpezirea de accese, zona platformă, deșeuri selectiv, alei, poduri, podețe, zburat drumuri comunale, alei și a căilor de acces, acolo nu se poate interveni cu utilaje. Toaletat arbori și arbuști în zona de siguranță a rețelelor aeriene, tăiat, despicat, încărcat, descărcat, așezat în locul basculante și magazinele de foc. Asta se suplată, da. Asta vă și spuneam la început, pentru că cei de la munca în folosul comunității
după cum se programează și după cum își ordonează, pentru că mulți din cei care fac lucrul în volos comunității și lucrează. De obicei, ei au de executat într-o zi minim 2 ore. Majoritatea ori și-au concediu fără plată și vine și își execută o zi întreagă de 8 ore sau își iau din recuperări cei care lucrează. Din cauza asta noi facem un plan, un grafic de lucrări și un plan cu zilele unde vor veni și cât vor veni. Una este să vină 2 ore la 3 ore, de la 12 la 2, și una este să vină dimineața până seara ca să știm ce lucrare facem. Da, dacă, eu știu, considerați că trebuie poate sunt lucrări care trebuie făcute și nu au fost prinse aici. În general, când vorbim de dezăpeziri sau de lucrări făcute pe domeniul public și privat, cuprinde tot, inclusiv în fața, nominalizat, în fața primăriei, în fața școlii, tot ce aparține domeniului public și privat. Pune o întrebare. Da. Vă ascult. În cazul celor pentru folosul comunității, care lucrează în folosul comunității, aveți și situații când munca prestată, ca să zic așa, este intelectuală sau de birou sau de știu? Nu. Deci numai astea sunt lucrările. Da, aș putea să ne spune și nouă, când se execută o lucrare, ne anunța și pe noi așa, poate din trecere trece și nu, să vedem dacă s-a făcut ceva sau nu. Niciodată nu s-a făcut un șanț ca lumea, niciodată spațiul de a fost calcul ca lumea, niciodată. Nu a fost deloc nu ca lumea. Niciodată nu s-a făcut nimic. Depinde din ce parte. Vorbărie, așa, că scrisul vorbărie, da. Dar anunțați, domnule, s-a făcut în lumea asta, de aici până acolo, trece și nu să vedem. Noi vorbim aici de plan. Dumneavoastră, bănuiesc că vreți să recepționați o lucrare executată din... Nu e o recepționare. Trecem acasă cu vederea. Haideți, spuneți atunci. Sau veniți într-o zi și... Domnul Stan, vreți să participați într-o zi la o zi din... Oricând. Mă chemați și oricând. Da. Dar nu propusă de înainte. Păi da, cum? Propusă de înapoi. Păi da, mă chemați și mă vede când îi puneți pe aia să muncească. Deci vă plângeți din gând, dacă se scârpă și dai o treabă. Da, dacă vă multe puncte care plângi dacă vedeți. Deci vreau să ziceți, dar nu pot să mergeți cu ei să vedeți cum vreți. Nu vreau să vorbească și domnul. Nu merg cu ei, o să-mi propună când să mergem pe până un rachet. Sau pe până un rachet. Ce facem de acolo? Vorbește cu părerea dumneavoastră, domnul. Îl las să-mi vorbească. Îl puteți vorbița bine. Domnul Oficin. De exemplu, s-a decolmatat niciodată șanțul ăla care duce de la Sitaru până la Viorel Tapalac. Niciodată nu s-a făcut treaba. La insistența mea, odată, s-o coțin niște urțiși, l-a spus pe ăla, pe stampul, atât. Dar acolo, îți numai lucriși, numai tot ce aruncă... Șanț, care șanț, spuneți? Pitoane, cutii de biere, tot și acolo, de toate. Șanțul ăla... Dar nu este șanț acolo. Da, este șanț. Păi dacă s-ar face șanțul ăla, nu știu unde ajunge, că ajunge la Tapalac, ajunge și-a turnat fiecare drept, nu mai există de acolo încolo. Unde se duce apa? Nu
trebuie curățat armă. Deci ar trebui să le faceți acolo să-și facă podeți. Am văzut că doar vizierea în șană. La fiecare, la poartă, ca să poată duca apa în mâna la mână. Așa că dacă mergem pe la mâna spre urmaca, e teroare. Am făcut apagănul. Deci nimeni nu mă arăta. S-a doi sași de pitoane și de cutiile astea de berii de pe șanță. De acolo. Apar, nu știu cine aruncă și vizierea. Ce e de acolo din zonă? Bine, știu că avem un moment plătit. Deci nu mă trăiesc în fiecare dimineață și mața grență. La mine că vine și ea lucrate. Mă lăsa, repede, la lucrare. Ei domeniul public, dacă avem mai știi că sunteți gospodari. Să nu, dacă facem, să păstrăm un echilibru totuși, dar pentru că Comuna Mănăstirea Cașica și Intravilan are 400 și ceva de hectare, 420 de hectare Intravilan. Dacă ne apucăm acum ca să facem cu 20 de oameni, 400, să curățăm 420 de hectare din Intravilanul Comunei, nu mai spun și de Extravilan, nu știu cum ne ajung. S-ar putea să... Chiar așa, trebuie să puteți chiar cu bucățică. Sunt anumite zone pe care stați. Sunt anumite zone, dar în general... Nu exagerați. Suprafața Comunei are 25.000 de hectare, domnul Mircea. Bine, Intravilan. Toate Comunea. V-ați făcut cadastru de așa, de știți? Domnule, cu tot Comuna Mănăstirea, așa are 25.000 de hectare. I-am dat cadastru. Dar de ce nu se face un grafic? Cu Federico. Un grafic de curățare. Comuna, vorbesc de suprafața administrativă a Comunei Mănăstirea Cașa, nu vorbesc de... Iar eu ce v-am spus, v-am spus grafic din Intravilan, da? Ce grafic să facem, domnule, dacă... Domnul, de la mănăstire la Orăpești. Dau drumul cu container și duce cu tomberonul și ne strânge. Da. O să vorbesc și eu. Da. Aici sunt niște chestii că nu se dă amendă pe unde e să văd mai de astea. Nu se dă nicio amendă. Ca să spună lumea, băi, ce băieți bun, mă, îi votăm și la anul. De ce să nu recunoaște? Vreți să vă dați doar în lucrurile meu? Păi spune filmul din apropo de grafic și de așa, câți sunt la ajutoare sociale, de exemplu? Câte persoane? Cu drept de muncă. Cu drept de muncă, 38. 38. Ei, părerea mea, dacă ați putea să vă programați persoanele respective, să dați unui grup de persoane format din 2-3, să răspundă pe o anumită zonă, pe toată perioada, nu o zi pe săptămână, să ducă nu știu care punct. Dom'le, cu Tărescu X, Y, aveți porțiunea pe drumul public, pe stradă, de la Ioina până la, nu știu, răspundeți, răspundeți de curățenia din zona respectivă. Nu e parte, da? Nu, marți, nu, miercuri, nu, joi. Răspundeți de curățenia, trebuie să fie curățenie. Dar tot ce cauți, cum îl mai comentezi? Domnule, stați puțin, de ce mă împărtea cealaltă? E problema lui, deci înseamnă că își menține curățenie. Vă duce, se inspectează. A, dumneavoastră ce vreți? Să puteți conta oamenii sau vreți să avem curățenie comună? Care este scopul? Pentru că au trebuit să-și ponteze. Îl pontezi, dar dacă omul are curățenie în zona lui, înseamnă că... Am auzit acolo că există și lucrări de stivuit lemne, de băgate în magazie, de unde? În ce loc? Acolo. La primărie. Unde e nevoie? De ce spun? Unde este nevoie? De ce spun lucrul acesta? Pentru că la școala numărul 2, care este funcțională, e o singură unitate acum, mai este și grădinița, dar acolo lemne puține și nu. La școala numărul 2, acolo sus. Deci stau lemnele grămadă, curtea școlii, din septembrie. Și vreau să spun că nu numai elevii, chiar și alte persoane, vin și, să zic așa, dimineața sau depinde de, cum să spun, de dispoziția fiecarei persoane care intră acolo în curte, împrăștie lemnele
și e curtea plină de lemne. Le adună dimineața, le găsim împrăștiate. Dacă tot există, nu zic că trebuie să le facă cei de la ajutoare sociale sau să le băgați în grafic, dar trebuie făcut ceva cu lemnele acelea. Dar chiar persoanele responsabile de așa ceva nu au timp să facă, nu știu, ocupați-vă dumneavoastră cu persoanele ajutoare sociale, dacă chiar așa trebuie. Deși eu cred... Sunt și foarte periculoase. Eu știu foarte bine că dacă dai un telefon la ISU și spui cum stau lemnele acolo, sunt sigură că vor fi ales că n-au voie. Lemnele că sunt aduse, ele trebuie distribuite, trebuie puse la loc sigur. Mi-am adus aminte de treaba asta, dacă... Ca să ajungem acolo, dar mă rog. Nu e exclus deloc. Din septembrie, de când stau lemnele acolo... Dar cineva nu-și face treaba. Acolo cineva nu-și face treaba. Păi trebuie să ducă profesorul să via lemnele să le pună. Nu, păi tocmai asta. Dacă era treaba profesorului, poate era făcută prea. Asta spune cineva nu-și face treaba, în sensul că sunt 6 mâini de servezi. Eu nu vreau să mai spun nimic. Cineva nu-și face treaba. Asta e corect. Da, așa. Am un administrator? Și un administrator și un... Păi sunt și un administrator care e vorba aceea. În fine, nu mai urgențe problema. Da, domnule, sunt 6 oameni, 3 la o centrală, 3 la o centrală, de dar are importanță. Alte opinii? Mă scuzați. Uitați, și era o problemă pe care o termin repede. Spunea cineva că n-ai te-ai dus cu mașina și ai văzut oamenii cosind pe marginea șanțului. Da, și eu am trecut cu mașina. Și vreau să spun că i-am văzut cu o coasă din aia 7, cum se folosește pe la noi, și mă gândeam așa, Doamne, oare nu aveți niște fonduri să cumpărați niște motocoase, să poată să cosească? Suntem totuși în secolul nu știu care. Chiar ne întoarcem la coasa, este greu. Deci cosesc câțiva metri într-o zi. Nu. Acolo unde, de exemplu, sunt plantele foarte mari, le-am băgat cu coasa de mână, unde e gazon mai mic, i-am băgat cu motocositoare. Deci, și dacă i-am băgat cu motocositoare, unui om pe mână. Nu-i poți da unui alt. Nu știi ce-i cu el. Asta spun. Dacă ăla nu știi zbat, nu știi cu asta, nu mă răspund. Dacă îi dai discă și și-a tăiat de doamne ferește, n-am chef. Ei, spălgă din potență. Ar fi. Alte comentarii? Dacă ce-o lăsăm așa. Punem la vot punctul 3 și 4. Trecem la punctul 5. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a autobuzului 10 compania de utilități publice pe Dorna S.A. pentru anul 2020. Cât era? 500 de lei? Cât era? Nu, era 2000. 2000. E foarte masculat. Totul dau citerii și doar până totul simplu ce vrei este. În atenția domnului către primăria Comunei Mănăstirea Cașin, domnului primar, prin prezenta vă solicităm prelungirea contractului de închiriere numărul 2948 din 25.05.2018 pentru autobunoiera Bacău 06 DAO pe o perioadă de un an de zile. La contractul menționat mai sus se va întocmi actul adițional numărul 6 pentru anul 2020. Noi semnează administrator Sece Cupte sau inginer Păun Silviu, compartiment juridic Vârlan Florentina. Dar nu era primărie? Operatorul primăriei. Primăria Târgoviște. Compania de utilități publice Târgu Ocna și aici se ce cupte asta în prescurtare. Strada Tandafirilor, numărul 1. Păi de pe viu, era de pe ăla. Noi aveam deja făcut 5 acte adiționale cu ei, pentru că inițial au cerut o lună de zile, după aceea două luni de zile și ultimul act adițional a fost până la 31 decembrie. Da. Acum, utilajul merge, e funcțional. Cei de la Slănic. N-au venit cu solicitare.
nu știu dacă mai vor, dacă nu, nu o retragem. Aș vrea ca adiționalul, și chiar vă rog să notați chestiunea asta, adiționalul când se face, să se facă cu mențiunea că atunci când Consiliul Local, dacă de exemplu Consiliul Local își hotărăște retragerea utilajului, o anunță cu 30 de zile, notifică cu 30 de zile înainte și retrage utilajul. Dacă o să avem și noi nevoie, atunci automat să nu ne împiedicăm de ei. Dar ei nu ca s-au membru ADIS-ul? De ce e? Ba da, sunt și ei membru ADIS, da. Putem întrerupem contract dacă avem contract cu ei? Da, bineînțeles. Dacă e clauză contractul, la ce om e doar care se lucreze? La ce om pune să lucreze dacă sunt membru ADIS? O pune să lucreze la... Carlier. A donat deșeuri din oraș. Nu putem deocamdată să facem chestiunea. Da, acoperim cu chiria lor plata la ce plătim noi, cu noi, și atunci ce rost are? Scuza, că dacă avem mașinile noastre, de ce să închiriem la altă? Pentru nimic. Pentru că nu, deocamdată noi nu ne acoperim la prețurile pe care le avem, noi nu le acoperim cu să facem exemplu. Dar știți foarte bine problemele pe care le-am avut. Da, domn primar, dar dacă avem mașina noastră, ne folosim de ea noi. Ca să ne folosim de iată, să fim autorizați, să fim autorizați. Așa că dacă tu uite aiurea, nu putem autorizați și... Dar ei sunt... Asta e problema. Continuă, ne puneți în gând autorizați, chestia. Dar cât bani am zăt? Domnul Star, haideți, domnule, dacă sunteți așa binevoitor. Nu binevoitor. Păi, dar nu sunteți binevoitor. Ba da, dar nu binevoitor în folosul meu. Acum, binevoitor în folosul comunității, nu? Da. Haideți să facem o echipă și ne ocupăm la anul viitor de autorizarea serviciului. Da, da. Și vă fac membru în comisie și mergem pe drumul. Cum ai cheltuit banii aiurea peste tot, putem să ne autorizăm, să aveți noi mașina. Dumneavoastră ați cheltuit banii aiurea? Nu, Consiliul Popular. Consiliul Popular. Consiliul Popular a cheltuit. Aiurea. Da, în fin. Poate la... Da. În fin. Ideea este că... în loc să ținem un utilaj în curte care să ruginească, el este funcțional la ora asta. Vă spun sincer, l-am și văzut odată în trafic, da. Așa, îl avem la dispoziție. Da, gradul de uzură avansează. De ce nu? Deci gradul de uzură avansează domnul Mihu și dacă stă degeaba. Și de ce nu? Da. Dacă e conservat bine și bine păstrat, să fac cu periș undeva, nu e aceeași idee gradul noastră. De una să ducem la urmă. Să-l dăm la urmă, chirii? Povește. Deci, l-am luat, a fost un proiect la momentul respectiv, a funcționat, acum nu mai funcționează. Așa cum dacă l-au autorizat. Bine, da. Haideți să revenim la... E, hai, când nu vă convine ceva, revenim sau... Păi, dar ce să facem? Ce să facem? Nu trebuie să revenim la... Da, domnule, da. Dar trebuie să... La punctul respectiv. Da, dar o explicație există. Nu? Care trebuie să știm și noi. Să nu suntem chiar așa de... Da, nu trebuie să revenim și nu... Am impresia că dumneavoastră, nu știu, eu cred că e ultima ședință din an, dar că sunteți pus da, așa... Da, pare că... foarte rău. Nu știu, eu cred că dumneavoastră ceilalți suntem așa și dumneavoastră sunteți... Ar trebui să vă revin și eu la... Dacă trebuie să discutăm... Dar în schimb nu trebuie să băgăm de astea la ultima lună, ultima ședință din lună. Da, s-a rămâit. Bun, ce facem? Eu am o propunere. La renoirea periodică, la un an de zile sau cât renoim contractul ăsta, să vină cu mașina aici și cineva din cadrul Consiliului să inspecteze, să vadă care este starea tehnică a acestui utilaj. Că o să interesim că când se termină contractul ăsta, o să ne dea un normalic fermetul de mașină. Probabil. Nu, dar o să nu există la Contract, da, vă aminte că contractul când am contract inițial, nu mai poate să nu fără să fie. Zice că e bună și să nu trebuie, nu poți face doamne. Nu poți să aduci doamne trasă ca să o... Dar nu trasă, poate să fie motorul ăsta. Așa o are. Iurea și... Haideți, dacă ne gândim așa... Să fie uzat și multe. Nu mai poți să fie. În fine, da, nu e... Nu, trebuie cu contract, că
și mașina ți-a dat pe formă? Contractul așa este. Face mandatul de la inspecții periodic la fiecare an. Ai la mijlocul anului, n-a putut să apară uzură. Dar deci și sunt interesați ca mașina să meargă. Acum vă dau seama, nu poți să faci un contract cu o mașină care nu funcționează, deci care nu-ți folosești pe ea. Nu, da. Contractul trebuie făcut dacă se apare cu păranul, eu dai la tine. Și vă mai dau de ce? Ați cerut-o un an de zile, dacă nu credea că merge la tine. Și e clar, trebuie că am întocmit un stabil bun și-o folosesc cu poate. Nu e argument, dar dacă se înseamnă licență ca să-i mai știu. Dar să-i dat 20 de milioane pe lună fiind stricată să-ți iau consumenții. Eu nu cred că aș face lucrul ăsta. Păi nu, păi cum nu, dar e cu dragi, dar îți mulțumim pe dacă nu. Mă, o mașină, o bună el, de-aia costă acolo la piața, avea că nu jur de 5.000 de euro. Da, haideți, vă rog, cine mai sunt în comentarii? Da. Cine este pentru? Hai să vedem. Bun. Trecem la punctul 6. Aprobarea cesiunii rotului S321, citatul statului sectarul, domnule Trebele Silviu. Dau citire cererii numărul 6562, din 11-12-2019. Adresată domnul Vărțan Ionel. Domnule primar, subsemnatul Vărțan Ionel, cu domiciliul municipiul Onești, la Bulevardul Loituz, numărul 24, apartament 8, județul Bacău, legitimat prin act de identitate CI, seria XC, puncte, puncte, vă rog să-mi aprobați cesionarea lotului S321, situat în satul Scutaru, către Trebele Silviu, comuna Mănăstirea Cașe, satul Pești, seria 10, XXX, deoarece sunt în imposibilitatea financiară de a mai achita cesiunea lotului. În baza, la baza C, există un act de vânzare-cumpărare legalizat sub numărul 41 din 27-11-2019 la notar public Vasile Balan. Și domnul Hărțan Ionel îi vinde vând fără nicio rezervă numitului Brebine Silviu construcțiile, împrejmuire teren, fundație din beton, stâlpi metalice edificate pe terenul în suprafață de 1000 de metri pătrați pășune, lot S321 situat în Sascutaru, cu Mănăstirea Cașe. Terenul este identificat cu data cadastral 61.608 și este concesionat pe perioada existenței construcțiilor conform contractului de concesionare numărul 866 din 1-4-2004. Dreptul de concesiune fiind înscris în cartea funciară numărul 61.608 a localității Mănăstirea Cașe cu încheierea numărul 876 din 14-1-2019. Imobilul are ca vecini la nord drum de acces, la S323, la sud lot S323, la vest drum de acces, conform planului de situație înregistrat la OCPI sub numărul 876 din 14-2019. Rest de prețul vânzării, vă interesează. Asta sunt bunurile care sunt edificate și bunurile care le vinde. În baza la la cele primite, domnul Apostol Gheorghe întocmește referat numărul 6671, subsemnatul Apostol Gheorghe, responsabil cu urbanismul în cadrul primării din Comunei Mănăstirea Cașa, în județul Bacău, s-a aprobat cesiunea lotului S321 din Sascutaru, concesionat de Vărțan Ionel cu domiciliul municipiul Onești, către domnul Brebine Silviu din satul Pești, comuna Mănăstirea Cașe, întocmit responsabil cu urbanismul Apostol Gheorghe. Asta este tot materialul. O, bănuiesc că dacă domnul Alexandru se mai zic cu... Da, da, autorizația de construire este în termen, avizul comisiei. Cine este anul? Numai un pic, trebuie să înțeleagă toată lumea că nu este vorba de vânzarea terenului. Eu, să vinde la urmă. Nu mai costă.
Uite și automat prin vânzarea profitului se... Ce se vrea? Ce se vrea? Prea și ce se vrea? Contractul continuă... Plătim și asta, oportunare. Crede. Cine este pe țară? Da, toți. Pe da? Da. Împotrivă. Trecem la ultimul punct, proiect de hotărâre privind înființarea prin reorganizare, organigrama și numărul de personal al serviciului SNSU de tip B1 al Comunei Forestirea Crașii. Da, acum nu se organizează serviciul de pentru situații de urgență. Și fiind înlocuat în al Ministrului Afacerilor Interne 75-27 iunie 2019, s-au aprobat niște criterii de performanță pentru constituirea și cadrarea și dotarea serviciilor voluntare, iar serviciul de la Mănăstirea Cașin se încadrează cu indicativul V1, adică este 5.000 de locuitori permanenți și prevede Și distanța până la prima unitate dotată sub 15 km. Și avem un referat. Vă dau citire un referat întocmit de șeful SNSU, domnul Vasilache. În conformitate cu prevederile ordonanței Guvernului numărul 88 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, modificată și completată ale Ordonanței de Urgență a Guvernului 21 din 15 aprilie 2004, actualizată privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, ale Legii 481 din 8 noiembrie 2004, republicată privind Protecția Civilă, ale Legii 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne numărul 75 din 27 iunie 2018, pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, analiza privind numărul de gospodării ale Comunei Mănăstirea Cașin, asigurarea timpului de răspuns, asigurarea permanenței la intervenții, distanța de 15 km față de detașamentul de pompieri onești, având în vedere dispozițiile articolului 129 alineatul 7 litera H din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 9 iulie 2019 privind codul administrativ, în temeiul dispozițiilor articolului 29 alineatul 1 alineatul 2 litera B și alineatul 3 litera E din Ordonanța de Urgență 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, față de cele menționate, propun efectuarea demersurilor legale privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip V1 în subordinea Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, prin reorganizare. În proiectul de hotărâre, un regulament de funcționare, de organizare și funcționare serviciului voluntar pentru situații de urgență tip V1 al Comunei Mănăstirea Cașin, care spune așa. La capitolul 1 sunt dispoziții generale care și o dezvoltare succintă a activității serviciului în funcție de tipurile de risc gestionate. Structura serviciului voluntar și dotarea sunt dimensionate în funcție de principalele tipuri de riscuri generatoare de situații de urgență grupate în funcție de natura lor conform HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc și a planului de analiză și acoperire a riscului. Structura organizatorică cu numărul de personal este prevăzută în anexa 1 la prezenta. Încadrarea voluntarilor pe funcții se va face pe bază de contract încheiat în formă scrisă sub sancțiunea nulității absolute între voluntari și Consiliul Local cu respectarea condițiilor, cerințelor hotărârii de guvern numărul 1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare cu modificările aduse de HG 371 din 18 mai 2016. Personalul voluntar trebuie să fie apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic, conform criteriilor stabilite prin actele normative emise în acest sens. Sectorul de componență al serviciului voluntar al Comunei Mănăstirea Cașin este unitatea administrativ-teritorială a Comunei Mănăstirea Cașin.
pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, autoritățile administrației publice locale pot încheia contracte ori convenții de colaborare pe bază de reciprocitate sau cu alte asemenea autorități care au constituit servicii voluntare. Serviciul voluntar poate încheia contract cu operatori economici, instituții, numai în situația în care beneficiarul își poate desfășura activitatea în sectorul acestuia de competență, nefiind necesară obținerea unui nou aviz pentru un sector de competență. Pentru limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență, autoritățile administrației publice locale care au constituit servicii voluntare pot încheia protocoale cu asociații ce desfășoară activități în domeniu. Serviciul voluntar solicită sprijinul entităților prevăzute la aliniatul 1 și 2 sau, după caz, intervenția structurilor profesioniste de intervenție ale Inspectoratului pentru situații de urgență Maior Constantin Iene al județului Bacău, ori de câte ori amploarea situației de urgență depășește capacitatea de răspuns a acestuia. Relațiile dintre structurile serviciului voluntar sunt următoare. Ierarhice, șeful serviciului voluntar se subordonează primarul în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență și are în subordine nemijlocită, directă, întregul personal din componența serviciului voluntar. Șeful compartimentului de prevenire și șeful de formație se subordonează șefului serviciului voluntar. Șeful de formație coordonează activitatea întregului personal al formației. Servanți pompieri se subordonează șefilor echipelor specializate. Funcționare. Șeful serviciului voluntar colaborează și colaborează cu celelalte structuri funcționale din cadrul administrației publice locale pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, respectiv colaborează pe bază de reciprocitate cu alte servicii voluntare, private, profesioniste, ori de câte ori amploarea situației de urgență depășește capacitatea de răspuns a serviciului voluntar. Șeful serviciului voluntar colaborează cu asociații profesionale și organizații neguvernamentale în baza unor protocoale pentru limitarea și înlăturarea situațiilor de urgență. Coordonare și control. Șeful serviciului voluntar organizează și coordonează activitatea compartimentului de prevenire și cu privire la controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice. Organizarea și atribuțiile serviciului voluntar. Sunt fișele standard făcute de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și date la toate serviciile din județ pentru reactualizare conform legislației noi. Important este... Organigrama și cine era cu. Ce anume? Important este spuneți organigrama și cine... Așa, asta voiam să... Deci, avem organigrama. Avem la comandul șef serviciu, compartimentul... Domnul Vasilache, evident. Da. La compartimentul de prevenire avem 6 voluntari, șef compartiment prevenire 1, specialiști prevenire 5, formația de intervenție 16 voluntari, șef formație de intervenție 1, echipa specializată pentru stingere incendii 6 voluntari, șef echipă specializată 1, servanți pompieri 5. Echipa specializată în domeniul de avertizare, alarmare, căutare, de blocare, salvare, evacuare, 10 voluntari, șef echipă specializată 1, servanți pompieri 9. Și avem așa. Tabel cu cadrarea nominală a personalului serviciului pentru situații de urgență. Deci aici în general, am folosit în general personalul din subordine, pentru că ei deja sunt remunerați și nu am mai găsit ești pe câte un voluntar. Da, deci discutăm de voluntariat. Da? Ocupa. Nu, ce voluntariat. Ce femeile intră, da? Ce anume? Și doamnele intră totuși aici, nu? Da, da. Ce era? Aveți, din subordine, aveți și niște doamne, vreau să zic, personal de subordine. O să fac distanții. Era la mea. Da. Asta. Asta. Da? Da. Vă spuneam, domnul Vasilache Ilie, șef serviciu, la compartimentul prevenire. Domnul Bucur George, șef compartiment prevenire. Soare George, specialist pentru prevenire. Apostol Gheorghe, specialist pentru prevenire. Geană Valentin, specialist pentru prevenire. Bogat Florin, specialist pentru prevenire. Și iarăși Soare George. Da, el s-a duplicat. S-a duplicat, de ce? S-a ajutat la număr. A ajuns la stare din urmă. Și așa e băgat în spital, acum are acest lucru. S-au mai fi făcut.
La formația de intervenție, echipa specializată pentru stingere incendii, Bucurș George, șef echipă, Soare George, servant pompier, Apostol Gheorghe, servant pompier, Geană Valentin, servant pompier, Rogatul Florin, servant pompier. Păi noi, păi șef, noi... La echipa de, specializată pentru avertizarea la mare căutare, deblocare, salvare și evacuare. Doamna Dragomir Carmen este șef de echipă, Roșu Neculai, servant pompier, Jitea Manole, servant pompier, Drăgan Mircea, servant pompier, Măcălău Iunela, servant pompier, Apostol Ioan, servant pompier, Gârtan Viorel, servant pompier, Bârla Adrian, servant pompier, Homenca Cristi, servant pompier, Ghilogaș Dorin, servant pompier. Asta e. Da? Care ar fi fit să renumerați? Nu, domnule, se numără. A specificat... Vine cu ureche niște nume care îl stor pe la consiliul pe echipă. Dar așa îmi place să spun, domnul primar. A specificat două ori. Probabil că nu a fost o altă. Adică cei care sunt pentru prevenire pot fi și la noi neapărat. Deci da. facem aplicare de prevenire, în caz doar vrei să dăm ceva, poate să participă și noi direct, nu numai la prevenire. Că făceam o listă foarte mare care nu ne-am avantajat cu nimic. Da. Încurcam în liste. Da. În rest, dacă vreți să mă mai citesc din atribuții, nu. Din problema e că aceste persoane trebuie să cunoască foarte bine atribuțiile ei trebuie să cunoască atribuțiile și să facă ceea ce trebuie. Da. Poate undeva și noi să le știți. Fiecare are niște atribuții, sunt specificate. Am văzut. Da. Da. Trebuie să știe. Deci trebuie să avem pretenții de la ei. Da. Dacă la noi în comună, acum vreo 40-50 de ani, mai exista unitate de pompieri aici. Și a posibil, tu aia manuală, nu știu dacă mai există. Nu, mai avem ceva automat. Bun, discuții, comentarii pe zonă. La găleat, la scăpitoare... Cine este pe care? Gândiți-vă totuși că utilajul ăla a fost. Ați dat diverse cine se înscrie. Da, Diverse avem o cerere din partea unui cetățean de Alăpești, vorba de Bogiu Ioan, proprietar al imobilului 27. Așa, strada Drăgăcești în Sadlăpești. Polițistul de rog, aprobați închirierea concesionarei, și el spune concesionarea, 1500 de metri. Închiriere. Că el e aproape de prund acolo, în zonă, și spune că ar putea să aibă în grijă și 1500 de metri pătrați, amplasat în spatele grădinii. Solicit închirierea suprafeței menționate în vederea amenajării unei pășuni pentru animale proprii. Cine este pe față de închiriat? Este chiar foarte bine. Da, nu, că acum am încă cu mai ieșit, iau de acolo. Domnul Beroș. Da. Eu nu am prea mult de spus, deci cred că a devenit persoana mea ca locuitor al comunii Mănăstrea Cașeș, mă simt mândru că pentru prima dată în comună am montat și am pus în funcțiune pompa de căldură.
În felul ăsta am scăpat și să știi la lumea de cenușe, de fond, de subcele și așa mai departe. Ați mandat o pompă de călătorie? Pompă de călătorie. Pe 220? Pe 220 urmează ca să racordez pompa și la 380. Întâmpin foarte mari greutăți la EON, pentru că îmi trebuie o mie de documente și de hârtii, cât apucă sari cu o băciucă. Dar chestiunea este că este sursa de căldură la viitor. Câți kilovați? 12 kilovați. 12 kilovați? Ce înseamnă? Cât spațiu încălziți cu 12 kilovați? Domnule, spațiul în care l-am montat eu a fost în spațiu forței centrale cu lemne. Nu. Ce suprafață încălziți? Câți metri cub de aer încălziți? Ce volum? O suprafață de 125 de metri pătrați. Volum? Pe, la căldură se ia... Nu, se ia la metru. Se ia la suprafață. În fine, da. Și am încălzire la ambele etaje și la parterul de mult, nu, la parterul de etaj. Și astăzi am spart sticla cu șampanie. Și pentru mine este este pe metoda aer-apă. Aer-apă. Sunt niște compresoare care preiau aerul. Domnul Beloia, am o curiozitate personală cu dumneavoastră. Dar cum a luat și dumneavoastră ca o victorie personală care vreți să o aflăm și noi. Investiția nu-i pentru oricine, domnul Beloia. Așa e, asta nu-i problema. Pentru oameni populați, domnul Beloia. E o chestiune de viitor. Eu spun că metoda o știu toți, dar investiția este pe măsură. Scăpi cenușă, scăpi fel de a face foc în fiecare zi. Faci și surgeni când faci foc. Scăpi lemne. Dacă vedeți că la frigider în spate de frigider este radiator care face căldură, aici fluorul se inversează și căldura este băgată în calorifere. Și ea, deci în frigider este rece și răceava asta o ia din atmosferă și o face căldură cum este la frigider. Deci ăsta este principiul. Deci că poate doar gata, așa de bani. Ce înseamnă ca și consum de energie estimat? La ora asta abia am pus-o în funcție. Nu, adresa mea. Câți kilowatts consumă în de oară, cât consumă de oară? Consumă cam 1000 de watts pe oră. Deci aproape 1 kilowatt. 24 de kilowatts pe zi. Deci, în concluzie, Nu, dar șerful de acolo, făcuse de mine și toate, cum să spun,
lucrările anterioare le-am făcut eu. Nu vă arogați ceea ce nu ați făcut, da? Deci recunoaștem exact. Într-adevăr, stâlpul este făcut donații din partea noastră și a domnului Priscoviță. Domnule, l-ați făcut în nu știți, domnule. Deci eu un an întreg am făcut o mulțime de la București, la ORE, ca să vă pună erați în timpul mandatului de primar și tot la fel făceați drumul la București ca să vă faceți stații de televiziune. Nu mai pot fi copii, vă pare prostii. Stația de televiziune... Nu, nu e așa, ci Dumnezeu... Stația de televiziune a făcut-o pentru poporul ăsta de aici, dar spune-te tot cum ce-ai făcut. Spune-te ce-ai făcut pentru poporul ăsta. E adevărat că pentru poporul ăsta... Spune-te tot ce-ai făcut pentru poporul ăsta, domnule primar. V-ați însușit. Vreau să-mi spui și mie un lucru care l-am făcut eu. Vreau să fiți corect. În momentul în care spuneți un lucru, vreau să fiți corect. Păi sunt corect. Și e foarte adevărat că stâlpul de telefonie, da. Stâlpul de telefonie a fost ridicat în septembrie 2004 pe proprietatea familiei Morava, da? Dar până să ne liniștim, eu tot. Dar nu că l-ați adus dumneavoastră. Nu l-ați făcut dumneavoastră. Eu nu l-am făcut. Da, domnule, l-ați făcut. E un car bolovan din Bade și Matanez, păi, care l-ai făcut? Da, bine. Domnule, stai așa, domnule, de ce dezinformezi lumea? Dar domnule, spuneți-a cum a fost. Păi cum adică? Dezinformezi. Dar ce mi-a făcut, domnule? Ce m-a spus? Dar ce mi-a spus? Spune și mie, dacă nu eu. Ce anume? Stilul. Deci pilonul metalic. Pilonul metalic. L-a donat primăriei Beloiu și Priscoviță. Deci, încă o dată spun. Deci eu ăsta m-am ocupat personal, am făcut ăsta, dar trebuie să mă uitați, am o plăcuță pe care scrie că Beloi și Prescoviță sunt cei care au făcut, care au construit stâlpul ăsta. Pilonul ăla. Pilonul, da. Pilonul. Care l-a dedicat de vreo, cu găliță. Și am adus tractorul acolo, cu tractorul. Așa, și m-am turnat fundația, am făcut acolo în septembrie 2005-2004. Și până la 2004, când eu am ieșit din mandat, am făcut 1000 de drumuri la Orenci, m-a ajutat și este adevărat și Pompilică Comunac a avut niște relații de la Orenci și în felul ăsta reușit ca să aducem telefonia mobilă în comună în Năstrăcaș. Ați avut vreo adresă în loc de la Orenci? Că... Până în septembrie, domnul. Da, domnule, da, m-am avut. În fine, e bine că este păi așa spune, telefonie. Da. Cert este că la ora asta sunt vreo 4 servicii pe Năstrăcaș. Asta este altceva, că ulterior au venit 4 servicii de acord, da? Asta este prima dată. Prima dată cu eforturile administrației de atunci. Nicio bucătare. Cu administrația preotesei, domnule. Nicio administrație preotesei. Inclusiv eu am cărat polovat de nicio. Și domnul. Așa că toată lumea și-a adus contribuția, domnul Beloi, nu numai de asta. Eu n-am făcut. Am fost și eu atunci. Da, domnul Beloi, haideți să ne lăudăm dacă trebuie să facem treaba. Domnul Beloi, dar faptul că deci urma eforturilor pe care le-am depus comuna Mănăstirea Cașin, avem beneficiat de 2191 de hectare de teren pe care comuna Mănăstirea Cașin, pentru care comuna Mănăstirea Cașin s-a luptat din 1928. Ce părere aveți? Ce beneficia a luat de cetățenii? Ce beneficia? Să vorbiți prostii. Și nu, ce fel de chestii asta? Ca să spuneți? Da, dar ce se treabă de rând? Ce beneficii ce au fost pădurile? Au fost programe, pentru că inundația a fost în 2005 și pot să-i pentru că 7 ani mai deci după
după dumneavoastră, care ați ocupat și funcția de primar 4 ani de zile, am văzut că habar nu aveți și ați fost și consilier. Dacă au ocupat și funcția asta și ocupă 12 ani. Ești rău intenționat pentru că n-ai făcut nimic. Podul la Lupești l-ai făcut tu, într-adevăr, de fapt a fost în, cu finanțare. Da, dar ai plătit de două ori mai mult. Electrificarea nu trebuie a făcut acolo, domnul. Electrificarea l-a scutat cine a făcut-o, domnul. Dar cu banii, nu, domnul, Lupești. Dar a făcut și-o bani cu mâne. Din păcate, n-ați schimbat. Semănați scandal. Și, haideți-vă, aduceți-vă aminte de ședințele din Consiliul Local din perioada 2000-2004, care, din păcate, aveau același caracter de scandal. Vă aduceți aminte? Ședințele din Consiliul Local, a mai fost cineva consilier în perioada aia? Eu. Avem un martor. Este domnul Iorețe. Deci, un an de zile, un an de zile, atunci fiind 2004, domnul Beluț, s-a schimbat exact. Deci, dacă vă uitați un pic, o să vedeți că sunteți principalul generator de scandal și panoramă în Consiliul Local. Vorbești pe asta prostită. Nu, domnule, dar asta se vede. Domnul primar, dacă spune un adevăr, înseamnă că voi. Existat niciodată, nu o să discutăm pe suntem la sfârșitul anului, știți? În loc să demonstrăm că suntem... Pune pomul sub da? Poți să pui pomul la ora asta? Tu eu pot să pun oricând. Nu e vorba de aici. Hai să ne împărcăm. Da. Fără vrea mai multe de spus, dar având în vedere că suntem la sfârșitul anului, chiar vreau să mă încarc negativ. Mai mult decât este. Da, dar totuși aș putea spune, da, eu știu care este ordinea în acte, să zic așa. Dumneavoastră ați supus aprobării modificarea, rectificare bugetară. Unele chestiuni le-ați făcut deja și le-ați supus aprobării după ce le-ați făcut. Doi. Mă așteptam, nu știu, poate am lipsit eu, am uitat, să se aprobe rețeaua școlară. Știți ceva? Da, răspunsul. Știți cum aprobam. Noi am solicitat avizul și aprobăm după ce vine avizul. Și aprobăm. În legătură cu rețeaua școlară, aș vrea să spun câteva chestiuni. Pentru că au existat niște discuții în rândul colegilor vis-a-vis de distribuirea claselor la cele două școli. Cred că ar trebui revizuită puțin. Am înțeles că dumneavoastră, domnule primar, ați spus că școala rezolvă lucrurile astea, dar din ceea ce ni s-a spus nouă, pur și simplu nu s-a spus aprobării, nu au fost discuții, pur și simplu asta e situația. Mutăm clasa cu tare acolo, clasa cu tare dincolo. Eu spun așa, din ceea ce știu ce s-a prezentat, că vor fi grădinițele toate, cele patru grupe, vor fi la școala 2. Da. Și mai știu că sunt situații deosebite cu microbuzele, cu transportul electric. În condițiile în care luăm copiii din zona de jos a comunei și transportăm
la școala 2. Pe toți, absolut. Totdeauna vor fi propusele aglomerate și șoferii vor circula cu o viteză ilegală ca să facă față tuturor transporturilor. Plus, nu mai vorbesc și de cheltuielile care se fac. Vreau să spun că avem o experiență acum, având în vedere că este în construcție școala aceasta și toți copiii s-au dus în zona de sus. Și din cauza asta sunt mijloacele foarte aglomerate. Deci, din experiența asta, ar trebui să învățăm că, eu știu că legea spune că elevii merg la școală în circunscripția lor. Comuna noastră a fost împărțită în două bucăți. Probabil tot din partea asta, să se distribuie elevii la cele două școli. Acum nu este nicio problemă, avem microbuze. Dar microbuzele sunt pentru elevii care se află la distanțe mari de școală. Dacă noi vrem să mutăm copiii din zona de jos, pe toți în zona de sus, și cei de sus îi aducem pe toți în zona de jos, eu zic că niciodată nu vom rezolva problema microbuzelor, pentru că nu avem cum. Doar dacă mai solicitați unul, două microbuze. Legea spune că elevii trebuie să stea jos în microbuz, pe scaun, șoferii riscă, într-adevăr, să li se ridice carnetele pentru că circulă în ilegalitate, cu microbuzele burdușite de elevi și cu viteză extrem de mare ca să se încadreze în timp. Așa cum am auzit eu că s-a făcut distribuirea claselor, cred că nu se va rezolva problema cu transportul elevi. Deci, dacă vreți să considerați că vreți să-i mutați așa, de ce nu puneți aici elevii preșcolari care sunt în zona aceasta? Se fac două grupe de grădinițe aici, două săli de clasă. Apoi, preșcolare din zona de sus vor merge la școala 2. Vor fi două grupe la școala de vizavi, două grupe dincolo. Și ziceți, nu mai trebuie... S-ar elimina câteva cursuri de... O, câteva! Aici s-a ajuns. Da. În condițiile în care se iau și copiii de la gimnaziu, am înțeles că vreți să-i lucrați toți aici, păi dacă îi aducem pe cei din Gheorghe, copiii de la gimnaziu, se aducem aici, deci este o cheltuială extraordinar de mare, microbusele vor circula în ilegalitate, nu știu ce plan trebuie. Să rămurim o chestiune. Unu. Cel mai important lucru este să terminăm cât mai repede spațiul ca să putem să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie. Doi. Ieri am avut un consiliu de administrație la care am vrut să fiu prezent la școală, unde s-a discutat exact problema asta a microbuzelor. Într-adevăr, există supraaglomerare, există timp foarte scurt în care oamenii trebuie să ajungă la sală cu copii și așa mai departe. Ideea este următoarea. În primul rând, ce am constatat eu, în primul rând, regulile impuse prin regulamentul intern funcționare și nu se respectă, adică asta am constatat și le-am și atras atenția. În regulamentul de funcționare spune că microbuzul se plasează doar cu însoții de cadre didactice, șoferul nu mai este însoțit de nimeni, ceea ce mi se pare foarte grav și le-am spus, le-am atras atenția și deja se ia măsuri vis-a-vis de chestiunea asta. Nu știu neapărat dacă scrie, așa scrie, exact, cadre didactice? Da, așa scrie. Nu știu. Legea spune altceva, trebuie să fie un însoțitor, nu neapărat un cadre didactice. Deci, în regulament scrie, aprobat intern. Așa scrie. Dacă l-a făcut să scrie. Bun, 1, 2, de microbuz uzează orice copil. S-a stabilit S-a stabilit o distanță, dar acum toată lumea caută și trage de microbuzele și inclusiv părinții. S-aud că, de fapt, de pe lucru nu vin părinții la ședință decât dacă e cu microbuzul. Microbuzul se transportă și alte persoane în afară de ele, eu nu m-am permis anumite disfuncționalități, le spun. Și atunci am luat, le-am spus să recalculeze în ce sens. Să o luăm de la extreme spre centru, la situația existentă, vorbesc acum, astăzi, da? Nu iau în calcul ce va fi în viitor când se va termina școala. Iar vis-a-vis de școală, doamne, până la urmă noi punem Consiliul Local, pun la dispoziție spațiul renovat, până la Consiliul de Administrație al școlii hotărăște și școala va hotărâ cum își face programul. Este firesc. Și așa este și normal.
dar vreau să spun că ședința s-a dus la cunoștință. Nu există nici într-un proces verbal unde spune, domnule, sunteți de acord sau nu sunteți de acord. Deci, pur și simplu, aia s-a făcut, clasa aia s-a făcut. Punerea mea era următoarea, ca aici să rămânem cu clasele 1-8, iar sus să rămânem cu preșcolare. Și inclusiv, așa. Doamne, eu spun, a fost o propunere. Da, înțeles. Da. În sensul că acolo cei mici să-și desfășoare o spațiu, să-și desfășoare activitățile lor, așa o vedeam eu. Dar nu este neapărat, și am subliniat de 10 ori, doamne, nu este neapărat să fie așa cum vreau eu. Poate vin alții cu argumente, spun, doamne, nu e regulă, nu sunt eu specialist. Tot cei care lucrează în școală trebuie să spună, doamne, vrem școala vopsită alb cu roșu, sau alb cu galben, sau alb cu albastru, sau cu picățele bleu. Deci nu dumneavoastră ați impus lucrul acesta? Nu, deci spun clar că nu. De la prima raport, nu impun absolut nimic. Deci lăsăm totul la exact cum vrea școala. Eu asta vreau să vină cineva și să-mi spune, domn primar, am ajuns la un consens, am discutat cu toții, vrem așa să facem. Dar decât că nu vreau să ajung peste un an de zile să spun, doamne, să funcționează școala și nu funcționează bine din cauza dacă, vezi, doamne, nu funcționează da. La numărul 2. Eu vă spun că dacă s-a întâmplat situația aceasta cu școala, că nu este gata și se lucrează, chiar avem o experiență destul de tristă vis-a-vis de transportul elevilor. Și am văzut microbuzele, bubușii și așa mai departe. Chiar dacă, deci, s-a făcut o situație la un kilometru sau un kilometru jumătate, nu știu cum vine asta cu copiii, dar oricum sunt copii mulți. Oricum sunt copii mulți de transportat. Da. Deci, în condițiile în care fiecare elev merge la școală arondată, adică partea de sus, că a fost dintotdeauna comuna noastră, împărțită în două, de aia sunt și două școli. Împărțită în două să le fie copiilor ușor să se deplaseze. Aici este foarte mult de discutat. Iar în momentul în care despărțim procesul de învățământ în două, întotdeauna au fost unul la școala 1 să face o chestie, la școala 2 să face o chestie. Dar am spus, nu am absolut nicio reticență. În momentul în care școala hotărăște că își face un program și vrea să lucreze într-un anumit fel, doamne, trebuie. Ținta mea este să terminăm spațiul și să-l dăm în folosință. Atât. Deci, chiar și localitățile mai mari, Uneșul, de exemplu, este împărțit pe sectoare, pe circunscripții școlare, da? Fiecare elev merge la școală în circunscripția lui. A, dacă un elev vrea să meargă în altă parte, nu este problema școlii să-l transporte și școala îl primește în condițiile în care mai sunt locuri. Deci, asta vreau să spun că este dificil de a grupa elevii. Te aduce pe toți de la un ciclu sus, pe toți de la un ciclu jos, îi ducem așa, nu știu, mi se pare o muncă, o cheltuială extraordinar de mare și legalitate. Doar mai avem încă 4-5 microbuze de putem transporta, să stea fiecare elev pe scaun. S-a stabilit ASEO, s-au stabilit stațiile. Da, trebuie să afișate pe microbuz, inclusiv copiii care trebuie să urce, da. Să aibă afișat, doamne, ăștia merg cu microbuz. Da, și mi se pare normal că după un semestru de școală, abia acum să se stabilească stațiile. Nu, dar ele erau stabilite. Stațiile erau stabilite, dar nu erau respectate. Nu erau nici cunoscute de cine trebuie. Păi nu, da. Trebuia să recunoască șoferi și numai că nu erau respectate. La concluzia asta am ajuns ieri. Că, de fapt, nu se respectă stațiile. Că dacă vine copil în stație, mai oprește și la 20 de metri, că ia-l și pe ăla și ia-l pe ăla. Hai că mi-e la stație. Acum nu se pune problema, că știu și situații când au fost lăsați elevii. Un elev care a întârziat, n-a ajuns efectiv în momentul respectiv în stație, n-a oprit microbuzul și l-a lăsat, deși l-a văzut în oglindă. Adică sunt niște excepții. Nu discutăm de excepții. Noi discutăm de un lucru normal. O să mai fi și excepții, vă dați seama. Dacă lucrezi la nivelul ăsta, e clar că vor fi și excepții. Dar eu sper să reglementeze situația acolo, destul de, da, mă rog, a fost mai aprins în ședința de ieri, dar sper să ajungem la o normalitate cu transportul ăsta. Când se va, mă repet, când se va da în folosință spațiu, nouă spațiu, atunci clar vom avea de face cu o reorganizare acolo. Nu, dar ideea ar trebui să fie, mă spuneam să intervin, și un control mai regulos și asupra șoferilor și asupra modului în care ei exercită. Ar
trebui totuși să fie cine controlează. Sunt mari discrepanțe acolo. Deci sunt mari discrepanțe la școală. Le constat. Îi controlez pe șoferi. Șoferul pleacă cu microbusul prudușit. Ce trebuie să facă șoferul? Au urcat 17 elevi, trebuie să jos. Deci, asta nu, trebuie să au urcat elevii care trebuie să urce. Da, și asta. Deci șoferul n-are voie să plece de pe loc dacă elevii stau în picioare. Faptul că ei circulă între cu viteză mai mare decât trebuie. Sunt determinați de faptul că trebuie să se încadreze într-un orar. Iarăși o problemă. Nu i-a cerut. Dar de ce? Nu i-a cerut-o nimeni expres. Mergi cu viteza, nu respectă viteza legală ca să ajungi la tine. Da. El nu are un grafic. Nu cumva, nu cumva tot în organizare e problema. Pentru că ar trebui, și asta spuneam, doamne, decalăm un pic lucrurile. De ce adică grădinița n-ar putea să înceapă programul cu o oră mai târziu? Față de ceilalți. Îi aduc pe ceilalți la mașa și pe ceilalți aduc mai târziu. Și atunci, automat, am un pic de spațiu cu care să mă pot... Există soluții, numai și vrem să le punem la punct. Da. Mai aveți? Nu. Eu președinte, mai... La mulți ani, că suntem ultima ședință. Transformator. Iar când fetița Lugeanu, care stă lângă transformator, a dus-o la troiță. Când pe țarna cașului, Dumnezeule, tu, om bătrân, te temi să ieși pe poartă. Și e posibil să facă așa ceva cu doi copii mititei și a treia, cealaltă, din, o duce în rusul ăla la sector, acolo, parcă e stat. Acolo trebuie făcută senzare. Păi, da, deci, asta e problema. Făcută senzare. Din momentul în care ai o chestiune, se sizează conducerea școlii, se sizează primăria, se sizează cineva. Fă o timuță. De asta spuneam că trebuie să existe un grafic și o oră. Dacă mama sau bunica fetiței știe că microbuzul sosește la ora 17:00, duce cu 5 minute înainte, așteaptă copilul în stații, unde e delimitat. Și atunci, până în clasa 4 trebuie aștepta la stația de autobuz. Nu poate să-l lasă de microbuz. Nu poate să-l lasă pe fiecare în poartă. Dar bănuiesc că nu se știe. Unde-i stația în toată aia? Cum să știe dacă de acolo nu au copii, acolo nu vrea să lezi? Să trezește până la unul la voință și un pic la deci, după ședința de ieri, trebuie să fie reglementată. Da, prind eu. Da, și nu e rândul meu, dar aș vrea să ridic problema câinilor din curtea școlii. Eu am făcut o hârtie scrisă către conducerea școlii. Deci, în curtea școlii, acolo unde învățăm, mai spun, voiam să spun modul 2, numai în aia învățăm, o grămadă de câini și vreau să spun că un copil de la clasa A, 4-a, de la doamna învățătoare Vieru, a fost mușcat de un câine. Am făcut hârtie scrisă, domnule, trebuie să rezolvați ceva cu câinii de acolo. Deci neapărat. Trebuie rezolvat ceva cu câinii de acolo. Pe o uliță sunt doi câini, îți spun... O potin câini și lăsăm copiii, mai bine, și aduc. Nu știu, trebuie rezolvat ceva. Eu spun că nu era mușcat, dacă nu era mușcat, o fetiță, ziceam, ei, sunt câini, da. Trebuie rezolvată problema. Asta cu câini, într-adevăr, e o situație. Eu spun că nu era lăsat libere. Asta e. Care sunt fără stăpân, au altul. Dar aia e proprietar, aia e proprietar. Aia e lasă-l să-l spun. Da. Dar nu sunt oameni. Da. Domnul președinte, dați-mi voie o chestie pentru mine, Alexandru. Mai sunt eu după aia și după personal. Cum?
Păi eu urmez eu și tu vezi dumneavoastră. Am înțeles că luna, domnul primar, luna ianuarie, avem un nou termen pentru recursul la procesul pe care l-am pierdut în instanța de fond. Da. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți, pentru că nu o să stați primarul până la 100 de ani și o să vă hulească lumea dacă pierdeți procesul ăsta ceva de mai pomenit. Avocatul ăsta i-a dat 60 de milioane pentru instanța de fond și probabil că trebuie să mai dați 60 de milioane pentru recurs. Nu. Mare grijă să nu cumva să pierdem procesul ăsta, pentru că o să vă hulească lumea, pentru că o să aveți păr în cap. Nu mai putați dumneavoastră grijă. Ba, ori domne grijă, că sunt cetățeana comunii în ăsta. Grijă mea? Nu, dar sunt aici. Dar eu cred că eu aici am ușor, aici am ușor. Domnule, dacă stau bine și mă gândesc, cred că am stat în mănăstirea ca și mai mult ca dumneavoastră. Nu mai vorbim cu mărgăria, vorbește. 30 de ani, am stat aici. Pentru că ai făcut avea la pune cu un avetă. Da, cum? Dar nu e de aia de căsătorie. Pune la vorbești prostii. Aici am stat, la mănăstirea Cașă, domnule. La Vecala Pădurii. Aici. N-am făcut, da, am făcut-o la fondul Cașă, e adevărat. Dar tot pe mănăstirea Cașă. Da, dar așa că nu asta este cu totul așa. Domnule, deci această chestiune este foarte importantă pentru că una mănăstirea Cașă. Știu, domnule. Deci să câștigi procesul. Știu, mai bine ca N-am pierdut eu, domnule. Dar cine? Noi n-am pierdut. Dar cine? Cum nu? Stai liniștit. Dar cine ai câștigat? Ai câștigat procesul? Poți să câștigam un recurs. Vă asigur eu. Da? Păi uite, de asta am luat cuvântul. Acum ca să spun că... Da, bine, mulțumim de atenționare. Păi, cum să facem? Da, frate. Putea spus dumneavoastră că avem un proiect pe anul viitor de continuare a regularizării cursului la Părâul Sărățel. Da. Mai facem adrese către apele române și către Râul Cașin? Deci este făcută, este în Comisia Tehnică la Apele Române, dar v-am arătat și eu la un moment dat, se numește notă conceptuală. A fost făcută notă conceptuală în valoare de 6.300.000 de lei pentru regularizarea pe partea din intraglană în Cașa. Ea s-a blocat undeva la Comisia Tehnică, am tot intervenit cu domnul director de la ABA ca să-i dea drumul și așteptat și la Minister ca să o bage pe finanțare. Da. Să vedem ce spune. Am văzut foarte frumos și proiectul ăsta pe SBSU, dar haideți să urgentăm un pic să-i ajutăm, când putem să-i ajutăm, bărâim, dar pe și puneți au dechizați. Dar... Eu vă mai expuneam astăzi și v-am arătat că rețeaua de hidranți este... E separat? Nu. Ele sunt două rezervoare de câte 200 de metri cub. Este și o rezervă pentru incendiu acolo prevăzută. Dar la momentul când am prevăzut mai mulți hidranți decât... Adică chiar am luat în calcul ca rețeaua de hidranți să fie destul de deși ca să nu avem probleme. Noi ăștia mai în vârstă mai apucăm, domnule, să vă ajutăm. Bine că avem hidranți. Acum, dacă ați văzut, se fac probe de presiune, nu știu exact unde... Sunt în Pârvulești. În Pârvulești, da. Da. Deci rețeaua este funcțională până la Pârvulești, se fac probe de presiune. Sperăm cât mai repede să termine ca să putem să luăm în primire și să... Da, mâine. Proiectantul mi-aduce proiectul tehnic pentru captare și începând de mâine o să dăm și drumul la procedurile de licitație. Suntem la ultimul aviz. Unde era? Pe Ghioina la asta? Ghioina, captare la Ghioina. Să ne ajute. Să ne ajute. Domnilor Măsălie, doresc la mulți ani, multă sănătate, să ne întâlnim la anul sănătos, pe ultima ședință și fericite sărbători fericite la toată lumea.